Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LKT pentru o mega reducere. Salutare tatăl meu, acest Andy și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din seria noastră de Forza Horizon împreună cu amicul sălbaticul Sebi, cu amicul Bercică și cu irlandezul, domne. Irlandezul este cu noi. E cu noi pe Discord. Da, mă, ce? Amice, astăzi, lasă că vorbesc chiar acolo. Astăzi o să facem cursă de la Fizarens. O să facem cursă de la est la vest. De la est la vest, da? Așa. Bă, dar irlandezul e nesimțit, nu salută și el oamenii. Ba, salută cum? Nu-l auziți? Da, amice, nu-l auziți, ești prost. Bă, ești adică, nu mai sta pe telefon, că mă și enervez. Nu mai sta pe telefon. Așa. Și o să facem de la est la vest cursa. Știți unde e estul, da? Punctele cardinale, știți, nord, sud, est, vest, da. Dar de la dreapta la stânga, adică cum ar veni. Ia, bă, irlandezule, unde e, bă, estul? Fiți atent, da, mergem până la cum caca se numește ăsta, mă? Păi un... du-te tu, că ne vezi. E un influence board aici lângă o cursă cu hai de capul meu, nu știu cum să vă zic. Deci sunt două curse, un circuit The Werwen Lake Side Sprint și Mortimer's Pass, o cursă de asta normală. Și e fix între ele un panou influence board. Lângă lac, mă, lângă lac. Mă, nord, sud, est. Pă, bă, pă, este ăla e vest, tu da, de la est la vest, ce greu. A, de la est la vest, de unde plecăm? Plecăm din dreapta de tot, dar lasă, eu vă zic să vedeți unde e el, vă zurăți? Nu. Cum, mă, cum? E lângă lac, lângă cabana aia, în stânga de tot. Unde se termină harta. Sigur, hă. Sunt două curse acolo, le găsiți și amice. Da, Mortimer și cu Derwent. Aia. Da, amice, da. Aia da, e acolo, la Influence Board. Așa. Și acum o să facem cursa asta cu mașini până în anul 2000. Deci ai aveți voie să luați orice mașină vreți, da. Dar să fie până în anul 2000. Era în rândul, auziți, nu? Așa. Deci, și o să facem pe echipe episodul de astăzi, să fiu eu cu irlandezul versus tu cu Bercică. Da, așa e mai bun. El nu prea s-a jucat, amice. Apăsați butonul și de like dacă vă place și vreți să mai vreți episoade. În continuare dați un subscribe și poate să apucă și irlandezul de YouTube. Amice, dar de când are domnul irlandezul volan? Păi nu, mă, joacă din tastatură. Deci, amice... Deci mașină până în 2000. Ear. Da, mă, irlandezul de postei, ce mașină vrei până în 2000? Bă, da, e și prost. Bă, ce mașină să-mi iau, mă, mâncățeș. Eu știu ce cam luai. Bă, că... El știe ce își cam luă deja. Ce își cam luă, așa. Deci până în 2000 inclusiv? Nu. E bine? Ești nesimțit. Tot eu. Uite, să pe asta. Nu, că astăzi e ziua... pe asta, eu. Astăzi e ziua Viper. Îmi fii atent, eu îmi luai Chevrolet Bel Air. Stați, băi, ce să mi-l... Bel Air tu, bă! Nu, noi. N-am luat-o niciodată pe asta până acum. Upgrade în tuning. Ia să vedem. Amice? Da? Păi... Bă, voi chiar credeți că puteți să mă faceți? Bă, schimbăm motorul sau nu? Nu. Ok. Doar, sau? Nu, amice, nu. Nu, nu-l schimbăm, că merge oricum. Credeți că puteți să mă faceți pe mine și pe irlandezul, fraierilor? Ce? Credeți că puteți să mă faceți? Să vă faceți, că sunteți doi. Păi da, să ne faceți, eu ce zic. Puteți? Bă, amice. Nu mai pot. Hai, amice, lasă harneala asta cu mine și tunează-ți acolo mașina. Eu îmi schimb, bă, motorul, că am motor prost, bă. Păi și eu am, aveam scor de 500 la ea, e bun. Nu se schimba. Bine, mă! Nu-l schimba, că nici irlandezul nu-l schimbă, ești nebun, trebuie să fim echilibrați. Sau să-l schimbe irlandezul, să-l schimbe unul dintre voi, cum vreți. Nu, lasă. Bine. Irlandezul, lasă-l să-l schimbe, calotic. Amice? Da. Nu, tu continui să treaba, băi, legumă. Sună doctorul și zic că pacientul a început să implice personajele și în activitățile zilnice. Amice, dar le-a implicat de mult, amice, a schimbat tratamentul, dar nu vezi că nu e destul de puternic, trebuie să dea de la de hipopotam. O, fraieră, că pun o poză zilele așa cu irlandezul pe Instagram. Să mă urmăriți pe Instagram, că vă pun o poză cu irlandezul zilele astea. Amice, știi ce mi-a zis doctorul? Amice, ia fii atent. Că curând trecem pe supozitoare. Amice,
Da. Dar tu dai seama, amice, ia fii atent, tu dai seama că, că o să vină ziua când te pomenești că-i dă nebună mașina. Bă! Bă, mâncavaș! Stai un pic, lăsați un pic asta, vrăjeala asta. Voi știți că eu am mașină care se ridică și merge pe două roți? Gen, pe două roți din laterală? Amice, e mai rău. Așa e, nu? Bă, vedeți-mi da, cu asta, vedeți? Bine, electricule, bine. Da, ia să vedem. Nu ca să... Da, domnul, da, așa este, așa este. Asta se răstoarnă, ești nebun? Stai, afară. Stai afară, mă, ieșiți la festival, că stai aici cu irlandezul, hai. Hai că ăsta termină și ăsta nici nu știe să joace și tu n-o mașina înaintea voastră, fraierilor. Ia uite, bă, da, chiar. Vezi, uite. Ia uite. Băi, se lasă pe două roți ăsta. Acum nu mai vrea. Ia uite. Mamă, irlandezule, ce mașină da, mișto ai. Bă, amice, ia uite, bă, ce se lasă mașina pe două roți. Bă, da, ia veniți voi, cu aveți ce mașină aveți? E. Voi vă respectați de ăsta? Da. Știi ce mașină e asta, amice? Ce? Defender. Deci a handicapat-o ăla, uite ce mașină își lua, amice. Băi, vă zise că e ziua Viper azi. Da, lasă. Haide să mergem pe plajă, în dreaptele tot. Mă teleportez eu și veniți și voi după mine. Și după irlandezul? Vine și el, că are bani din aia să se teleporteze, nu-i problemă. Dacă nu, vine pe jos, dar are. Bă, hai, mă teleportam în castel. Da, n-are nimic, plecăm din castel. Bă, să face noapte, bă, să-mi bat piciorul, bă. Asta e, frate, vezi că eu stau la mine de găuri, frate. Hai, dar intrați în coate, teleportați-vă aici și... Păi nu te duci, mă, și tu la farul ăla de acolo? Nu, mă, rusă la farul din Constanța. Păi unde mama mea trebuie? Păi hai, că și eu sunt la castel. Păi te văd, și salvare unde? A, gata, frate. Te teleportași? Păi, morții mătii cu musca, mă. Vă puserează checkpoint. Da, am. Da, acum. Deci vă puserează unde trebuie să mergeți, da? Nu, încă nu. Stați, băi, prieteni. Bă, de stai un pic, până la urmă, între ălea acolo, la influence board, ăla. Da, mă, da, acolo. Gata. Amici, ești pregătit? Ne. Îi dăm drumul? 3, 2, 1, hai! Hai, irlandezule! Auzi, bă, ce m-a luat irlandezul, bă. Ai mașină varză, bă. Bă, mă răsturnai! Da, sunt curată de-n sus. Bă, salut, lecturicule. Ce mașină amice? Ăla se făcu praf, dar să vedem ce face irlandezul. Cât de șmecheră e asta a mea pe off-road, mâncava, zici că mergi pe asfalt. Bă, pe bune, ține-ți pe asta, bă. Partea bună... Amice, vezi că dăm continuu mine. Cine, bă? Cine? Irlandezul. Bă, irlandezul, stai, bă, cu minte, bă. Nu știu, frate, dar fă-i ceva cu el. Bă, eu zice că mașina asta mea, că e bună, că e ridicată, dar... Amice, noi suntem în echipă, da? Da, amice, noi suntem în echipă. Tâmpită ca asta, nu știu dacă am avut până acum. Te face media. Aritmetică? Armetică. Bă! Amice, dar ai grijă că irlandezul nu poate să piardă. Ba da, cum iau de că se lovi prostul. A, și eu mă lovim în tractor. Da. A dat un casă asta de colea. Mamă, ce mă întorsă din loc. Bă, da, voi. Ce vine irlandezul, bă. Vine? Ce tare. Sunt nebun? Amice, vezi să te duci tare că e lacul înghețat. Mă duc tare, amice, știi cum mă duc. Ma nu e să o las pe lângă el. Amice, vezi că ne păcălești, amice. Cine vă păcălește, mă? El cu irlandezul vorbește telepatic și... Amice, dar ce traumă o fi asta, mă, mâncat? Ce traumă, mă, ce vreți? Ce vreți acolo? Eu mai știu o dată în copilărie, amice. Bă, nu bătea și mama, bă, cum se bat copiii, bă, îi bătea cu oala în cap. Vorbește, bă, ca lumea, că cine zice și te aude și ce zice că se întâmplă aici. Luați-l pe grăsanul ăla din familie, cât încă se mai poate. Mamă, în ce pădure dea să intrai. Eu, amice, zici că... nu mai zic. Mă. Bă, what? Ce caută ăsta aici, domnule? Cred că mi-l pusă irlandezul. Ha, nu, mă, că ăla e în urma mea. Ha, nu, n-are cum să conducă, n-are cum să conducă mai bine ca mine. No, tu ești mai... Nu, îți dai seama, da. Dar nici vrei, amice, noi acum suntem cam în urma lui. În urma la toți? Da. Ha, nu, sunteți în față, uite, că vă văd. Nu-l contrazice, amice. Păi, da, amice, dar nu știu cum să mă mai... Nu! Ha, mă, te rog, așa. Nu, s-a răstoarnă mașina! De volan! De volan! Deci nu, eu așa răsturnătură n-am puțit în viața mea. Ai, bă, dă-te mama ta de mașină împuțită! Uite, mă întrece irlandezul! Ce da, pui mei, bă, deci mașina se răstoarnă ca asta eu n-am avut, bă, în viața mea! Bă, sunt aia curios de la care intră prima oară, bă, de echipul ăsta, de descoperit. Ce părere își face? Amice, după ce că de ce n-avem domne abonați noi? Mă lovi de asta.
Bă. Deci pe bune, o să pun, să mă urmăriți pe Instagram, pe bune, că o să pun, o să pun zilele astea o poză cu irlandezul. Asta e primul YouTuber schizofrenic. O să pun poză cu irlandezul zilele astea, bine, treaba voastră. Care uită de la, uită de la zi, la zi, amici, ce face? Mă nebunesc ăștia că irlandezul nu există, că nu știu, cum ăla că mă duc în fiecare zi cu el la cafea, îi iau cafea. Adică iau, își comandă el, nu iau eu, că doar nu o plătesc eu. Cine a zis, domnule, că, doamne ferește, amici, am zis noi vreodată. Fata aia, fata aia îl salută de fiecare dată. Dacă am vorbit. Mă, dar se pare, mă, știu dacă tu mereu mergi doar într-un singur loc, pe la cafea. Și că ba, mereu da. Când mergi în alt loc, mergi cu noi? Da. Care, bă, că mă mai duc și cu Andra. Păi, știu. Amice, Andra, soția lui, cum? Da. Nu, amice, nu. Hai, lăsați-o, că-i cam exagerați. Păi ce vrei, mă, să zici cu asta, că nu înțeleg. Păi ce, adică vrei să spui că nu există sau ce? Nu există. Doamne, cum bă, domnule, doar ți-am dat și darul, ce-i? Terminai, ce băieți. Cum adică? Terminai, gata. Nu, că-l fac pe amicul pe aici, sunt sigur. Eu mersi cu triște. Ce bă? Amice. Cam așa. Mi-aș dori să se facă un film cu ce vede el. Nu, nu te răsturna iar. No, no, da, no. Da. Amice, ai tras da. Irlandezul de buran iar, amice. Băi, frate, dar asta e făcută intenționat să se răstoarne, că n-ar fi trebuit să se răstoarne aici. Amice, dar cum ajuns aici, amice, că eu nu te văd. Cum, amice, eu sunt la voi. Uite, mă, păi eu încotro iau, că eu cred că... Nu, no, e bine, amice. Păi nu stătui pe telefon și nu văd ce point-ul. Și eu îl pusei pe la ghiș cum ar veni. Da, bine, mă, amice, că mergi bine, drept, așa, amice. Modest. Echipa bă, ce s-a dus, adevărată bă. A câștigat, amice, dacă înțelegi un debat. Irlandezul... Echipa adevărată. Irlandezul nu prea știe să conducă. Na, trebuie să-l mai înveți, vede, n-are cum, prea. Hai de capul și de zilele mele cum sare mașina asta, ești nebun la... Ia uite la ea cum face! Ia uite la ea! Mai ziceți-mă ceva, uite da, și voi. Da, așa e, așa e lecturicul. Mai ziceți voi ce... E nașpa rău, amici. Bă, las-o, bă. Bă, las-o, bă, că mi-e foame, să mă duc să mănâncă, nu. Bă, când ziceai, nu mănânc cu el, că l-am mănânc acasă astăzi. Bine, o să plece la țară, dar nu știu cum. Încă nu. Ai zis că stă mai mult acum. Păi. Fui și dai tu... Și că cam o săptămână așa și că stă. Amice, nu știu, păi cam atât nu cred că mai ajung pe acasă. Amice? Nu, lasă, amice, că mă duc eu din seară și... Nu știu, bine, amice. Mă duceți la șaurma? Da. Îmi bagi în șaurma, amice, în șaurma. Cam atât să fie ca acest episod, prietenii mei, din păcate echipa Bercea și Sălbaticul a câștigat. N-am putut să-i învingem. Așa că apăsați butonul la nebun de like și urmăriți-mi Instagram-ul pentru că peste câteva zile o să punem o poză cu irlandezul. Hai! Normal! V-am pupat, pa, pa! Pa.